v-am găsit, dragii mei! Un nume greu în medicina românească, un medic care a salvat milioane de vieți, atât ale adulților, cât și ale copiilor, Leon Dănăilă, este apreciat pentru dedicarea pe care o acordă profesiei. Puțin știu că medicul a fost un soț extrem de împlinit, un bărbat care și-a iubit și încă își iubește soția chiar și după moarte. Leon Dănăilă a fost medicul care le-a vorbit pacienților pe limba lor și a îndemnat colegii să-i trateze nu doar cu știință, ci și cu inimă. Cu toate acestea, profesorul Leon Dănăilă se autointitulează cel mai sărac medic din lume. Dragii mei, printre oamenii frumoși pe care bunul Dumnezeu ni-a dat să-i întâlnim, se numără și celebru neurochirurg Leon Dănăilă. România nu e formată numai din hoți, numai din oameni de nimic, sunt și oameni care au importanță. Eu asta vreau, să ridic țara asta, să fac ceva pentru ea. Dacă ar fi să-l caracterizez în două cuvinte, l-aș numi un bătrân tânăr, bătrân pentru experiența și cunoștințele acumulate în mai bine de jumătate de veac de activitate, iar tânăr pentru puterea sa și dragostea de viață pe care ți-o transmite. Datorită acestor calități, la o vârstă trecută de 80 de ani, este prezent zi de zi în cabinetul său, unde, așa cum scrie pe ușă, acordă asistență medicală gratuită în fiecare dimineață. În plus, încă mai operează și nu puțin sunt colegii care îi cer sfatul în situațiile mai grele cu care se confruntă. Povestea sa de viață este nu numai povestea unui om pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu talent, dar și povestea unui om care a știut să treacă senin peste toate obstacolele pentru a-și atinge țelul. Neurochirurgul Leon Dănăilă are acum 88 de ani. A fost admirat pentru că toată viața a fost un medic genial, dar și un om modest, iar o fotografie cu el în metrou a făcut deliciul internetului. Stătea pe scaun, cu sacoșa de cumpărături în mâini, ca un om de rând, doar că el mergea apoi să opereze pe creier. Leon Dănăilă s-a născut în județul Botoșani, în ziua de 1 iulie 1933, într-o familie modestă și a avut o copilărie grea, marcată de momente terifiante, în timpul celui de-al doilea război mondial și a foametei care a urmat. Mergea câte 10-20 de kilometri pe malul Prutului și cerșea pentru a-și ajuta familia. Unii îmi aruncau câte o bucată de mămăligă pe geam, eu o ștergeam, o puneam în desagă și veneam acasă, povestește celebrul medic, amintindu-și cu tristețe că doar așa și-a putut salva familia într-o vreme când oamenii ajunseseră să mănânce scoarță de copac și mureau pe capete. Atunci spune că a înțeles și că sintagma omul crapă de foame este reală. Provenind dintr-o familie cu multe greutăți, tatălui a fost condamnat politic, iar cei doi frați pe care îi avea, era unul bolnav și altul neputincios, spune că a avut întotdeauna dorința acută de a ajuta oamenii și s-a gândit că medicina ar sluji cel mai bine acestui scop. Interesul i-a crescut însă după ce a găsit într-o grămadă de gunoi un capitol dintr-o carte de chirurgie și a aflat că astfel oamenii pot fi ajutați să se facă bine, dar pentru că ceea ce găsise nu-i răspunde decât la o mică parte din întrebări, s-a hotărât să afle și în anul 1952 a intrat la medicină la Iași. Din 1958, după absolvire, a lucrat timp de 3 ani ca stagiar la spitalul din Comănești, Bacău, unde a cunoscut-o pe soția sa, Alexandrina, care absolvise farmacia la București, cu care s-a și căsătorit în anul 1960 și de care s-a legat o iubire de o viață.
Ea l-a determinat să-și dea examenul de rezidențiat la București și aici a ales neurochirurgia, specialitate în care a făcut o carieră strălucită. Neurochirurgul Leon Dănăilă se descrie ca fiind o persoană foarte credincioasă încă din copilărie, dar ca medic spune că trebuie să crezi în Dumnezeu, dar trebuie să ai și talent, că dacă nu știi să operezi, nu te ajută. Alexandrina nu a fost doar soție, a fost și un sprijin total și o inspirație. S-a stins din viață în anul 2006, după o căsnicie de aproape jumătate de secol cu ilustrul neurochirurg. După ce soția a murit, Leon Dănăilă nu s-a mai recăsătorit, refugiindu-se în muncă. A fost o căsnicie bazată pe înțelegere, pe respect reciproc. O căsnicie care s-a încheiat în anul 2006, după 46 de ani de dragoste sinceră. Atunci, Alexandrina Dănăilă s-a îmbolnăvit. A fost supusă unor intervenții chirurgicale, după a doua operație, pacienta fiind inconștientă, fără a-și mai fi reveni. În acest timp, soțul ei i-a adus în fiecare zi flori, un gest care a continuat și atunci când Alexandrina era în comă. Nu au avut parte de copii, o durere cu care însă cei doi soți au trăit convinși că Dumnezeu știe mai bine rostul. Trăiești cu un om atâția ani de zile și dacă la un moment dat una dintre persoane se îmbolnăvește, din diferite cauze, nu poți să nu faci gesturi tot frumoase, ca și înainte, cu speranța că poate își va reveni. Eram conștient că boala era destul de gravă, de două ori a fost operată, după a doua nu s-a mai putut redresa. Am rămas cu o dragoste cum nu se poate spune. Nu am mai găsit altă persoană, nici nu am căutat, mi-am dirijat activitatea către a citi, a scrie, către cercetare. Am făcut multe descoperiri. Am extrapolat lipsa soției cu activitățile mele profesionale. Fiecare are psihologia lui aparte. Dar fără dragoste nu realizezi nimic nici în profesie, nici în căsătorie. În ciuda celebrității sale, a trăit toată viața foarte modest și spune că nu a încercat niciodată să facă bani din suferința bolnavului, pentru el cea mai mare satisfacție fiind recuperarea bolnavului. Când luam ceva de la pacienții săraci, aveam impresia că îi jefuiesc. Când luam de la bogați, aveam impresia că sunt slugă. N-am mai luat nimic. În cei peste 60 de ani de carieră, neurochirurgul Leon Dănăilă a realizat aproape 50.000 de intervenții chirurgicale și aproape 30.000 de operații pe creier. Sculptorul de creiere, medicul fără arginți sau geniul care operează de mână cu Dumnezeu, cum este supranumit academicianul, a cheltuit mulți bani pe cercetare și publicarea cărților sale și a ajuns chiar să-și vândă apartamentul pentru a-și publica o carte de 1000 de pagini cu condiția să locuiască într-o cameră până la finalul vieții. Cu toate acestea, spune că deși este cel mai sărac medic din lume, dacă ar lua-o de la capăt, ar face tot ce a făcut până acum. Credința mea este că Dumnezeu, prin mine, ajută bolnavii pe care ajung să-i operez. Dumnezeu mi-a dat mâini, mi-a dat suflet, mi-a dat judecată și eu trebuie să le utilizez pentru binele oamenilor. Să ajuți un bolnav, să vezi că a reînviat după ce l-ai operat, înseamnă una dintre cele mai frumoase satisfacții posibile. Să redai viața cuiva, cred că este cel mai important lucru de pe lumea asta. A încercat să demonstreze că România nu e formată numai din oameni de nimic și a intrat în politică, dar se pare că și-a dat seama repede că este imposibil să schimbe ceva în acest domeniu, așa că după un mandat s-a dedicat din nou integral pacienților pe care continua să-i consulte și să-i opereze gratuit. Deține recordul mondial la numărul de intervenții neurochirurgicale, are 18 brevete de inventator și este autor al 59 de cărți și tratate de neurochirurgie, iar la 89 de ani încă operează și consultă gratuit. Medicina românească
N-a dus lipsă de genii, dar din păcate, pe multe dintre ele le-a recunoscut după ce meritele lor au fost recunoscute în străinătate și cel mai adesea după ce nu au mai fost printre cei vii. Într-un interviu, spunea cu modestia lui specifică, când operezi pe creier, dacă nu te gândești la Dumnezeu să-ți trimită o mână de ajutor, bolnavul este pierdut. Mi-am ales cariera de medic pentru a dărui cu generozitate și dragoste șanse de viață tuturor oamenilor suferinți. Profesia medicală are o dublă origine, cerească și pământeană. Țara, care nu are medici suficienți, trebuie să-și dubleze cimitirele. Sunt cel mai sărac medic din lume. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face tot ce am făcut până acum.